Deci Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 82 din 25.03.2021, comunicată în termen prevăzut de lege consilierelor, la ședință din totalul de 34, toată lumea prezentă. Având în vedere problematica de pe ordine de zi, am invitat și directorii de direcție pe fiecare problematică, plus cei de specialitate, în așa fel încât să răspundă la toate întrebările noastre, dacă va fi cazul. Mulțumesc prezenții mass media. Ca atare o să dau citire ordine de zi. Primul punct este aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare din 26.02.2021. Al doilea punct îl reprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și ale masei verzi de pășunet pentru anul 2021 în județul Bacău. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru al Comisiei de Evaluare, Supraveghere și Controlul Activității Fundației Județene pentru Tineret. 4. Proiectul de hotărâre privind validarea ca membru a Autorității Teritoriale de Ordine Publică în mandatul 2020-2024 a domnului comisar șef de poliție Buliga Toader, împuternicit șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere și dotare Serviciul de Anatomie Patologică la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, recare, abilitare, clădire, pavilion administrativ C5 și schimbare destinației în creșă la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate în area de teritorială de competență a județului Bacău până la data de 31.12.2021. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 177/2018 privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a județului Bacău pentru proiectul creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare, aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Moinești în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor covor bituminos și executarea acostamente pe sector de drum județean DJ117 de la kilometru 31+735 la kilometru 32+425. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții reabilitare strada industriilor municipiul Onești. Aici ne batem microfonul deschis. Mulțumesc. Dar eu vă sfătuiesc să închideți tabletele ca să nu... sau să... Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil situat în municipiul Onești, având numărul cadastral 64303C2U2 din domeniul public al municipiului Onești, în domeniul public al județului Bacău. Proiect de hotărâre privind avizarea planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei din hotărârea Consiliului Județean numărul 172/2020 privind expropierea unor imobile, terenuri, proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, creșterea gradului de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, zona de protecție sistem ILS de categorie 2 pe direcția 16, proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Monument Istoric Cazinou, situat în orașul Slănic, Moldova, strada Vasile Alexandrin, numărul 3, județul Bacău,
Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii, privind încadrarea în categoria funcțională a drumului de interes județean, a drumului comunal, DC-155, de la kilometru 0 plus 00 la kilometru 6 plus 800, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Helegiuș și a Comunei Livezi, precum și trecerea acestuia din domeniul public a Comunei Helegiuș, din domeniul public a Comunei Livezi, în domeniul public al județului Bacău. 16. Informare privind stadiul realizării principalelor obiective la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău în anul 2020. Am o precizare înainte de a supune la vot ordinea de zi, o suplimentare pe ordinea de zi prin da. Stați un pic să... Așa. Eu aș avea următoarea precizare. Aș vrea să retrag de pe ordinea de zi proiectul numărul 3. Imediat, domnul consilier județean, să retrag proiectul de pe ordinea de zi privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru al Comisiei de Evaluare, Supraveghere și Controlul Activității Fundației Județene pentru Tineret, ținând cont că n-a fost aprofundată complet această tematică și n-aș vrea să supunem la vot, să trecem pe acest subiect fără să știm mai multe lucruri despre ce înseamnă Comisia de Evaluare, Supraveghere și Controlul Activității Fundației Județene pentru Tineret. Deci asta era ceea ce vreau să propun. Vă rog, domnul consilier județean. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi părinți, săptămâna trecută, cred că cu toții ați văzut, am asistat cu toții la câteva evenimente sau un eveniment așa, care eu îl consider reprobabil, care s-a desfășurat în orașul Bacău. Și mă refer la acea demonstrație care s-a îndreptat spre spital și am auzit niște cuvinte asasini criminale adresați personalului medical care își desfășoară activitatea publică. Domnule președinte, dragi colegi, trebuie să ne distanțăm de asemenea acțiuni și propun totodată să să dăm o rezoluție de solidaritate cu medici, cu personalul medical care astăzi ați văzut ce eforturi fac pentru salvarea celor care, din nefericire, au luat acest virus. Aceste acțiuni, nu trebuie totodată să mai repete și aș dori chiar un raport din partea organelor și mă refer inclusiv la comisiei acestea ad hoc pe acest subiect. Este un, să zic așa, un eveniment care a umbrit acțiunile din județul Bacău, fie că poate unele, eu știu, au o anumită motivație, că și eu văd anumite stângăcii, că aș putea spune că lupta împotriva acestui virus nu știe nimeni cum să o ducă cât mai eficient. Dar această acțiune trebuie penalizată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul consilier județean. O să facem o solicitare către ATOP să ne prezinte exact ce s-a întâmplat în următoarea ședință. O să dezbată, dânșii au ședință la ora 14, ca atare o să supunem pe ordinea de zi de la ATOP ceea ce ați propus dumneavoastră și în așa fel încât în ședința următoare să vină cu rezultatele și cu rezultatele, să zic așa, a unei informări, că anchete nu putem să o numim. Mulțumesc frumos! Deci, ca atare, supun la vot ordinea de zi, așa cum a fost... Vă rog, domnul... Domnule președinte, vă rog să luați acord că la proiect numărul 7, referitor la transportul public județean prin curse regulate, nu voi vota pentru a evita o posibilă stare de incompatibilitate. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc că am reținut. Deci, ca atare, supun la vot ordine de zi, așa cum a fost. Vă rog, cine este pentru? Se abține cineva?
Ordinea de zi a fost aprobată. Am să supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu depunerea jurământului de către domnul Marco Costică, consilier județean, al cărui mandat a fost validat prin încheierea numărul 14 din 24.02.2021, pronunțată de Tribunalul Bacău, secția 1 civilă, în dosarul numărul 191/110/2021, comunicată cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul de 5406/25.03.2021. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă nu sunt. Adoptată în unanimitate. Am să fac mențiunea că votul pentru se va face în poziția numărul, o să punem pe poziția numărul 2 după aprobarea procesului verbal, pentru că da, dânsul nu o să poată să voteze ceea ce, unde n-a fost prezent. Aprobarea, supun la vot aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 26.02.2021. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă, procesul verbal a fost adoptat. Doamna secretar, vă rog, dați citire. Încheierea numărul 14/2021, pronunțată în ședința din Camera de Casă de la 24 februarie 2021, pe rol judecarea cauzei civile privind de pretent secretarul general al Consiliului Județean Bacău, având ca obiect validare mandat consilier, Camera de Consiliu, fără citare cărți, la apelul nominal făcut în ședința din Camera de Consiliu la studiarea cauzei la ordine de părțile, desfășurarea ședinței de judecată este înregistrată cu mijloace tehnice audio, conformitate cu dispozițiile articolului 231, alineatul 2 din nou Cod de Procedură Civilă, s-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, în conformitate cu prevederile articolului 121, alineatul 2, din hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, numărul 1375/2015, care evidențiază părțile, obiectul pricinii, stadiul procesual, modul de îndeplinire a procedurii de citare, respectiv faptul că procedura este îndeplinită fără citarea părților, după care, în ceea ce privește procedura de citare, instanța constată că procedura este îndeplinită fără citare părți. În ceea ce privește competența de soluționare a cauzei, instanța reține că Tribunalul Bacău este competent să soluționeze prezenta cauză față de dispozițiile articolului 122 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, corroborat cu dispozițiile articolului 532 alineatul 1 din Codul de Procedură Civilă, competența de soluționare fiind stabilită de către Curtea de Apel Bacău prin regulator de competență, respectiv prin hotărârea pronunțată în dosarul civil numărul 72/32/2021 al Curții de Apel Bacău. S-au verificat actele și lucrările dosarului și, constatând cauza în stare de judecată, reține dosarul cauzei în pronunțare și trece la deliberarea asupra fondului, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților astăzi după ședință prin mijlocirea grefei instanței, instanța deliberând. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe cu numărul 191/110/2021, la data de 2 februarie 2021, secretarul general al județului Bacău a comunicat în temeiul articolului 204 alineatul 17 teza a doua din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 1 din 29 ianuarie 2021, privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea durației normale prin demisie a mandatului de consilier județean al doamnei Țarălungă Gabriela, precum și vacantarea locului de consilier județean, și a înaintat în temeiul articolului 121 alineatul 3 din codul administrativ adeverința numărul 9 din 1 februarie 2021, privind confirmarea calității de membru al Partidului Politic al Supleantului, astfel cum a fost transmisă de Partidul Național Liberal Filiala Bacău, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 1776 din 1 februarie 2021. Totodată, în vederea validării mandatului supleantului, conform prevederilor articolului 122 din Codul Administrativ, petentul a transmis documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul 2, litera A până la litera E, al articolului 114 din același act normativ, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția secretarului general al județului Bacău, cele 5 și 22 din dosarul instanței.
Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate și se comunică de îndată prefectului și secretarului general Curții Subdivizii Administrativ Teritoriale. În prima zi lucrătoare, ulterioară comunicării încheierii, secretarul general Curții Subdiviziunii Administrativ Teritoriale informează consilierii locali declarați aleși cu privire la validarea mandatelor lor, supleanța acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată și respectivilor consilieri locali declarați aleși. Confirmarea calității de membru al partidului politic sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale a candidaților declarați aleși și a suplanților, secretarul general al Uniunii Subdiviziunii Administrativ Teritoriale transmite pe îndată confirmările primite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în vederea validării mandatelor consilierilor locali declarați aleși în condițiile articolului 114 sau validării mandatelor supleanților în condițiile articolului 119 sau articolul 122. Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local în caz de vacanță a mandatelor de consilier local pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local în condițiile articolului 204 de către judecătoria la care rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă prin încheiere pronunțată în Camera de Consiliu fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor articolului 114 alineatul 2 și articolul 121 alineatul 1 litera D, alineatul 2 și 3. Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al Unității Subdiviziunii Administrativ Teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la articolul 114 alineatul 2 litera A până la D, cu cel puțin 5 zile înainte de îndeplinirea termenului de 10 zile. Dispozițiile articolului 114 alineatul 4-7 se aplică în mod corespunzător. Cererea pentru soluționarea cărora este nevoie de intervenția instanței, fără însă să urmări stabilirea unui drept potrivnic față de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la dotarea, darea, autorizațiilor judecătorești sau luarea de măsuri legale de supraveghere, ocrotire, ori asigurare, sunt supuse dispozițiilor prezente în cărți. Cererea se judecă în Camera de Consiliu cu citarea petentului și a persoanelor arătate în cerere, dacă legea o impune. În caz contrar, judecata se face cu sau fără citare la aprecierea instanței. Instanța poate dispune, chiar din oficiu, orice măsuri utile cauzei, ea are dreptul să asculte orice persoană care poate aduce lămuriri din cauză, precum și pe acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre. Instanța se pronunță prin încheiere, în raport cu toate împrejurările de fapt și de drept ale cauzei, chiar dacă nu au fost invocate în cerere sau pe parcursul procedurii. Încheierea prin care se încuviințează cererea este executorie. Constatând îndeplinite condițiile și depuse la dosar scrisurile cerute de dispozițiile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57/2019, instanța urmează a admite cererea așa cum a fost formulată. Pentru aceste motive, în numele legii dispune, admite cererea privind pe petent secretarul general al județului Bacău, cu sediul municipiul Bacău, strada Calea Mărșești, numărul 2, județul Bacău, având ca obiect validare mandat consilier, validează mandatul de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău al domnului Marco Costic, aflat pe lista de supleanță a PNL filiala Bacău, executorie, cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, declarația de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău. Dispune comunicarea prezentei încheieri și prefectului județului Bacău, pronunțată azi, 24 februarie 2021, prin punerea soluției la dispoziția votului prin mijlocirea grevei instanței. Președinte, Petronela Maria. Mulțumesc, doamna secretar general. La urmare, domnul Marco Costică va depune jurământul conform prevederilor articolului 117 aliniatul 1 și articolul 122 aliniatul 2 din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. Vă rog, domnul. Semnatul Marco Costică, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău, în conformitate cu articolul 172, raportat la articolul 117, aliniatul 1 și articolul 122, aliniatul 2, din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul jurământ.
jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și participerea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Deci la punctul 3 de pe ordinea de zi, la punctul de pe ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și ale masei verzi de pășune pentru anul 2021 în județul Bacău. O să rog pe doamna secretar general să dea citire referatului și ulterior am văzut, sunt două intervenții. Haideți să citim întâi referatul. Și, sau pe scurt, ca să nu... Conform articolul 24, alineatul 4 și alineatul 5 din legea 227/2005 privind codul fiscal, în cazul veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe baza raportului juridic contractului încheiat între părți și reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate și sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Județene și respectiv ale Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. De asemenea, prin ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, numărul 407/2051 din 2013, au fost aprobate contractele cadru de concesiune și închiriere asupra fețelor de pajiști aflate în domeniul public-privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor. Cu adresa numărul 7119 din 23 decembrie 2020, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 20.115 din 23 decembrie 2020 și prin nota de fundamentare înregistrată la Consiliul Județean sub numărul 4604 din 10 martie 2021, Direcția pentru Agricultură Județeană a transmis propunerile privind prețurile medii ale produselor agricole și ale masei verzi de pășune pentru anul 2021 pentru a fi supuse aprobării și care se vor avea în vedere la evaluarea lei a arendei exprimate în natură, respectiv stabilirea chiriei redevențe. La stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole, Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău a avut în vedere evoluția statistică a prețurilor din perioada de recoltare și din perioada imediată următoare acesteia. Prețurile medii au fost stabilite prin calculul medii aritmetice a prețurilor practicate de fermierii locali. Din datele colectate se observă o scădere a producției totale și a randamentului la hectar la principalele produse agricole în anul 2020 comparativ cu 2019, cu excepția culturii de rapiță care a înregistrat creștere. Scăderea s-a datorat în principal secetei pedologice din anul 2020. Avem apoi prevăzute în referatul de aprobare valorile propuse de Direcția pentru Agricultură Județeană, care au fost studiate în Comisiile de Specialitate. În acest sens, anunțul privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2021 în județul Bacău a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Bacău, secțiunea informații de interes public, sub secțiunea proiecte supuse dezbatere publice, a fost transmis pe publicare cotidianului Deșteptarea cu adresa numărul 20.965 din 29 decembrie 2020 și a fost afișat la sediul Consiliului Județean Bacău, îndeplinindu-se astfel cererea legală conform legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicană. Termenul de depunere a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor a fost 8 ianuarie 2021. Publicul interesat nu a depus propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Având în vedere cele prezentate, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2021. Văd două intervenții. Domnul Pleșca, vă rog. Domnule președinte, doamnă secretar, stimați colegi, dragi invitați,
Încep prin a vă spune că, după cum am subliniat și în ultima ședință de Consiliul Județean, nu trăim niște vremuri foarte bune, atât pentru noi cât și pentru agricultorii din județul Bacău. Noi avem în fața noastră un proiect de hotărâre prin care trebuie să aprobăm prețurile medii la principalele produse agricole și la masei verzi de pășune. Din discuțiile cu domnul director, am înțeles că dacă facem niște modificări la aceste prețuri, nu o să afecteze foarte mult direcția agricolă. Am văzut și nota de fundamentare a Ministrului Agriculturii, unde ne dă niște prețuri exorbitante. Nu știu dacă știe realitatea din teren, dacă știe că este pandemie, că producția a scăzut, însă vreau să se știe că Consiliul Județean, în frunte cu domnul președinte Valentin Vacea, va veni în sprijinul agricultorilor și producătorilor din județul Bacău. Din acest motiv vreau să fac un amendament la proiectul ăsta de hotărâre, să propun niște prețuri pentru principalele produse, bineînțeles ca din discuțiile cu domnul director, ca să nu afecteze nici direcția agricolă. Prin urmare, vreau să propun, pentru grâu poate să rămână 0,65, că am văzut că este același preț din 2020. Pentru floarea sarului, în loc de 1,50 pe hectar, pe kilogram, ar vrea să propun 1,30. Pentru porumb boabe, am văzut că e 0,70, ar vrea să propun 0,60. Rapița a scăzut față de anul 2020, deci putem să o lăsăm așa. Iar pentru masa verde de pășune, vreau să propun 0,07, nu de 0,08. Am luat în considerație o scădere medie de 12% și cred că este un ajutor foarte mare pentru agricultori din județul Bacău. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc! Mai era o intervenție? Da? Rog. Și după care o să... Domnule președinte, dragi colegi, am văzut proiectul de lege. Eu aș vrea să vă spun că anul trecut a fost un an tipic sau atipic. Dar dacă luăm media, în ultimii 5 ani de zile, porumbul s-a vândut la un preț de, cu preț între 0,45 și 0,56 bani. Stați! Dacă în discuții de agroticulație agricolă, anul trecut s-a obținut la nivelul județului Bacău o producție de 4 tone medie, da? Pe hectar. Un hectar de teren ca să-l cultivi, te costă cel puțin 3500 de euro, minim 3500 de euro pe hectar. 4 tone, 60 de bani, fac 2800 de euro. Până la 3500, fermierul pierde deja 800 de lei. Ținând cont că trebuie să plătească și arele. Întotdeauna prețul la grâu a fost mai mare ca la porumb, cel puțin cu 3-4 bani. Deci dacă în ultimii 5 ani porumbul s-a vândut între 0,45 și 0,56, nu vă propun ca porumbul să aibă un preț de 0,56 de bani, iar grâul 0,60 sau 0,62, că nu deranjează pe nimeni. Ținând cont că anul trecut, fermierii care au încheiat contracte cu 0,60 de bani sau 0,62 de bani cu cartierul sau cu alții, n-au reușit să-și ducă contractele la bun, în sfârșit, datorită secetei, au fost scoși în insolvență. Au fost nevoiți să ducă la bancă, să facă împrumut, să plătească diferența de porumb. Ținând cont că Ministerul Agriculturii a promis că va plăti calamitățile la culturile de primăvară, care se înființează în primăvară, și nu a plătit niciun buget, nu le-au prins. Fermierii sunt într-un mare impas și eu zic să nu le băgăm și noi mâna în buzunar și mai ales că nu dețin acei bani. Și ar fi corect să fim 0,56 de bani kilogramul de porumb și 60 de bani kilogramul de grâu. Vă mulțumesc! Vă rog, domnul... Domnule președinte, dacă am fost primul care am făcut amendamentul, aș vrea să fiu în același sentiment cu colegul nostru Medinte și să susțin și eu același valor cu 0,60 la grâu și 0,56 la porumb. Vă mulțumesc! Condițiile astea o spun la vot, un singur amendament, pentru că am căzut cu toții de acord,
ca... Vă rog, domnul, dacă... Mulțumesc, domnul președinte. În amendamentul care se face, văd că nu se mai pomenește nimic de masa verde, de pășune. Și chiar avem semnale din județ că avem cel mai mare prezutență. Consider că 8 bani pe kilogram este mult și s-a propus 7 bani. Poate și aici ar mai trebui, adică propun un 5-6 bani, un 6 bani măcar pentru o mai corectă. Sunt în județe Brăila, Galați, care au 15, 25, 30 de bani. Poate au mai puțin pășuri decât la noi, dar de aici rezultă și prețul la concesiune și sunt probleme mari cu concesiunile datorită prețurilor mari la masa verde. Deci, 6 bani în loc de 8 bani pe kilogram, mi s-ar părea mai apropiat de realitate. Trebuie întreba și domnul director dacă afectează în mod... Nu afectează direcția agricolă, absolut nimic. Vreau să mai spun că arenda care este plătită proprietarul de teren, conform contractului, proprietarul își primește arenda întregen. Dau un exemplu, dacă sunt 500 kg de hectare, 500 kg din grup de hectare de. Dar fermierul este obligat să facă stopaj la sursă. Și dacă ia din ăla 500, ce spunea colegul, că au un problem cu concesiunea, nu mai vedem terenuri arendate. Fermierul este nevoit să scoată tot din buzunarul lui ca să-și achite către stat în numele proprietarul de teren din părți. Dacă îmi permiteți, o să intervin eu. Eu propun următorul lucru, ca toate aceste modificări să se formuleze într-un singur amendament și să voteze o singură dată. Sunteți de acord, domnul? De acord. Pentru asta vreau să spun. Da? Adică mai avem de făcut modificări doar la masa verde de la 70 de bani la 60 de bani și nu cred că... Nu cred că reprezintă o problemă. Ca atare o să se pun la vot un singur amendament. Și n-am, noi știți foarte bine că și data trecută când au fost discuții legate de acest proiect și de prețurile care au fost supuse aprobării prin proiect, au fost retrase tocmai pentru a fi fundamentate. Am văzut că au venit în aceeași formă, deși noi am mai discutat odată cu Direcția Agricolă, au venit în aceeași formă, atât, având în vedere că noi suntem deliberativul, putem hotărâ acest lucru. O să supun la vot acest amendament. Vă rog, cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? În unanimitate a fost adoptat amendamentul cu modificările care au fost propuse de către domnul consilier Pleșca, domnul consilier Melinte și domnul consilier Boca. Da? Vă mulțumesc. O să trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Poftim? Nu, n-am înțeles. Păi, hotărârea cu amendament. Am spus că, da, corect. Deci supun la vot hotărârea cu amendamentul care a fost votat deja. Deci să avem o singură hotărâre cu modificările care le-am făcut prin amendament. Asta e vreo neclaritate? Nu. Mulțumesc. Deci punctul 5. Poftim? Am spus odată, haideți să nu mai e asta, am spus hotărârea cu amendamentul votat, ca să trecem într-un singur bloc. Nu are rost. Ce să votez? Hotărârea care s-a modificat? Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, privind referatul de aprobare în proiectul de hotărâre privind validarea ca membru autorității teritoriale de ordine publică Bacău în mandatul 2020-2024 a domnului comisar șef de poliție Buliga Toader, împuternicit șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Cred că aici lucrurile sunt clare. Aș supune la vot, dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre, așa cum este prezentat. Da.
Dacă nu aveți nimic împotrivă, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc! Ce se aude? De dincolo. De dincolo. Facem la punctul 6 din ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere și dotare serviciu de anatomie patologică la Spitalul Județean de Urgență Bacău. O să rog pe doamna secretar să dea pe scurt o prezentare a proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Spitalul Județean de Urgență Bacău a analizat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul numărul 43/2020, lucrări de extindere și dotare, serviciul de anatomie patologică la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Documentația tehnico-economică propune o clădire nouă cu amprenta la sol de 351 de metri pătrați, ca extindere la cea existentă, rezultând astfel un obiectiv integrat cu area totală de 645 de metri pătrați, cu suprafața totală desfășurată de 1562 de metri pătrați și 5 căi distincte de acces. După implementarea proiectului, obiectivul de investiții va avea 3 săli de autopsie, secția de anatomie patologică și toate laboratoarele specifice, 6 birouri și arhivă documente. Ca dotări se prevăd 7 noi camere frigorifice, ca 3 locuri fiecare. Noile lucrări vor asigura creșterea calității și eficienței actului medical, eliminarea unor riscuri în funcționare, creșterea performanțelor energetice ale clădirii, noi rezultate, reducerea costurilor cu energia și utilitățile, dar mai ales creșterea capacității de prelucrare a cazurilor și asigurarea unui nivel de răspuns adecvat nevoilor acestor activități, serviciul de anatomie patologică fiind unic în județ. Față de cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul lucrări de extindere și dotare, serviciul de anatomie patologică la Spitalul Județean de Urgență Bacău, rezultat din proiectul numărul 43/2020 faza DALI, realizat de către SC Third Nest TRL Iași, poate fi propus spre adoptare. Supun la vot, dacă vă rog, doamna director. Bună ziua! Vreau să apreciez punerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Consider că este de urgență maximă, pentru că în momentul de față serviciul de anatomopatologie este supra-solicitat datorită condițiilor pe care le trăim cu toții. Fac precizarea că este o condiție impusă de spre conformare de avizarea liberei practice a spitalului și ca urmare de la acreditarea anterioară a rămas ca un punct de conformare pentru viitoarea acreditare care urmează cât de curând. Nu o să fie gata acest proiect până vom avea acreditarea următoare. În schimb, dacă s-ar putea urgenta punerea în aplicare acestui proiect, ar fi foarte binevenit. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, doamna consilier. Într-adevăr, cunosc această problemă, știu că suntem într-o procedură a ANMCS-ului și să știți că o să urmăresc, așa cum urmăresc fiecare proiect al spitalului, să se implementeze cât mai repede, ținând cont de faptul că, într-adevăr, acolo există, e o situație specială. O situație specială și datorită spațiului, plus și impropriu din multe puncte de vedere, o să-i dăm drum cât se poate de repede și o să monitorizăm și implementarea proiectului. Ca atare o să supun la vot acest proiect în forma cum a fost prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc! Trecem mai departe. Hotărârea a fost adoptată în așa cum a fost prezentată. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, recare, abilitare, clădire, pavilion administrativ, C
C5, schimbare destinației în creșă la Spitalul Județean de Urgență Bacău. O să rog tot pe doamna secretar să prezinte pe scurt, pentru că noi am mai discutat, dacă nu mă înșel, aceste proiecte. Vă rog. Spitalul Județean Bacău a înaintat spre aprobare documentația de analizare a lucrărilor de intervenții, proiect numărul 44/2020, RCA, reabilitare, clădire, pavilion administrativ și schimbare destinație în creșă, la Spitalul Județean de Urgență Bacău, realizată de proiectantul general SRL Iași, prin care se propun lucrări de consolidare, construcții, instalații noi, amenajări și soluții de modernizare pentru noua funcțiune a clădirii. Noile lucrări, detaliate în raportul tehnic, vor asigura creșterea calității și eficienței actului social educațional pentru un număr de 60 de copii zilnic, vor elimina riscul în funcționarea clădirii și vor reduce major costurile cu energia și utilitățile. Față de cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare, clădire, pavilion administrativ C5 și schimbare destinației în creșă, la Spitalul Județean de Urgență Bacău, poate fi propus de afectat. Vă mulțumesc! Vă rog, doamna director, doamna consilier, să-mi cer scuze, eu am rămas pe aceeași. Da, gura păcătosului, știți, gura păcătosului. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului manager al Spitalului Județean, care și-a făcut timp în această dimineață și ne-a clarificat unele nelămuriri de acest proiect, și anume, că față de cel anterior nu este o urgență de grad zero, întrucât trebuie găsită o alternativă pentru funcționarea activității administrative a spitalului. Pe de o parte, iar pe de altă parte vreau să precizez că activitatea în această creșă se va desfășura tot sub Ministerul Sănătății, pentru că este vorba de categoria de vârstă 0-3 ani, unde personalul este preponderent calificat cu pregătire medicală. Este vorba de asistenți, îngrijitori, infirmieri. Capacitatea de 61 de copii care se preconizează a putea fi îngrijiți în acest spațiu, va fi și un ajutor pentru personalul din spital, dar nu numai. Iar ce vreau să subliniez, domnul manager ne-a precizat faptul că programul de funcționare a acestei creșe va fi adaptat nevoilor personalului, adică nu va fi o creșă cu program normal de la 8 la 6 sau știu cum funcționează acum, ci va fi și un program de noapte pentru a veni în ajutorul personalului care lucrăm continuu și poate de multe ori nu au cu cine să lase copilul și acasă. De aceea consider că este binevenit și din momentul în care se va găsi un spațiu pentru funcționarea activității administrative, cred că poate fi intrat și el pe podașul realizării. Mulțumesc! Am înțeles, vă mulțumesc mult. Vă rog, domnul consilier județean Nicula. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu salut această inițiativă care a fost discutată de mult timp cu privire la această creșă. Dar conex, poate nu având o legătură directă de cauzalitate cu acest subiect, cred că ar trebui să reluăm discuția cu privire la sistemul de complementarizare cu Spitalul Municipal. Rugămintea mea și a grupului Pro-România către dumneavoastră este ca să continuați negocierile și să continuați discuțiile pe care le aveți cu Consiliul Local Bacău și cu instituția primarului municipiului Bacău. Cred că în momentul de față o tergiversare din partea primăriei municipiului Bacău nu ajută pe nimeni. Suntem într-o situație care permite dezvoltarea proiectului de complementarizare fără niciun fel de problemă, dacă există bunăvoință și responsabilitate din partea reședinților locali din municipiul Bacău. Rugămintea către dumneavoastră este să ne faceți, dacă puteți, nu știu, poate acum, poate data viitoare, o prezentare pe scurt a statului acestor negocieri
și o motivare a faptului că de ce în momentul de față această negociere bate pasul în loc, având în vedere că ne pregătim atât noi, Consiliul Județean, cât și Consiliul Local Bacău de pregătirea execuției bugetare și de prezentarea bugetului și cred că acest obiectiv deosebit de important, trecând de orice componentă politică și am văzut că dumneavoastră v-ați exprimat în sensul a depăși orice fel de coronatură politică, trebuie să există acest obiectiv comun care poate fi în momentul de față pus pe un făgaș de normalitate și suntem totuși la o mică distanță de finalizare acestuia raportat la întregul complex așa cum era acum 4 ani. Pe de altă parte, apropo de tot ceea ce înseamnă componenta administrativă a Spitalului Județean, în momentul în care efectuăm și aici avem practic legătura cu subiectul acestui proiect de hotărâre, în momentul în care se realizează această complementarizare, problema spațiului administrativ ar fi rezolvată fără niciun fel de problemă și acesta este motivul acestei intervenții pe care am făcut-o. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul consilier Județean. Vă rog, o să dau cuvântul și o să răspund și la... O să fac înainte de a se pune la vot precizările care mi le-a solicitat domnul consilier județean Necula. Vă rog, doamna Poșar. Salut acest proiect și vreau să adaug în completarea doamnei Țara. De acest serviciu vor beneficia, noi am adus anumite lămuriri în cadrul Comisiei de Sănătate, de acest serviciu vor beneficia nu doar copiii cadrelor medicale, ci și copiii pacienților. Mulțumesc pentru precizare. E bine de știut, e foarte important și pentru cetățenii județului Bacău să știe acest lucru. Aș vrea să răspund domnul consilier județean Necula referitor la ceea ce dânsul a ridicat ca o problemă și justificată și oportună și corectă. Eu am depus, știți foarte bine, de la începutul mandatului eforturi pentru a finaliza Spitalul Municipal și care să ducă la o complementarizare a Spitalului Județean și să nască un centru de excelență al sănătății în județul Bacău. E mai mult decât oportun, a fost mai mult decât oportun și atunci și urgent. Știți foarte bine că am prezentat un plan în Comitetul Județean de Situații de Urgență, în care la punctul 3 era prevăzut finalizarea lucrărilor la pavilionul medical ce aparține Consiliului Local Bacău. Din păcate, în ciuda tuturor susținerilor pe care le-am avut și argumentații pe care am prezentat-o în fața Comitetului Județean de Situații de Urgență, situația a fost în felul următor. Am obținut 20 de voturi pentru acel plan, în care în principal avea această componentă extrem de importantă referitoare la mărirea capacității spitalicești de la nivelul județului Bacău și prezenta și mai multe aspecte legate de modul de gestionare a asistențe medicale la nivelul județului Bacău, în care includea și Spitalul Comănești, și Spitalul Moinești, și Spitalul Onești, și încă două unități medicale private, pe de o parte, plus prevedea și un mod de prevenire a răspândirii virusului. Nu s-a adoptat. A fost respins pentru că trebuia să am, chiar dacă aveam majoritate, trebuia să am două treimi. Au fost 13 abțineri, n-am înțeles de ce, pentru că din cele 13 abțineri au fost cei care au fost în comisii și au scris referatul de aprobare care l-au prezentat, și aici mă refer la Direcția de Sănătate Publică, și 13 împotrivă. Cele 13 împotrivă, care iar nu le-am înțeles, dar trebuie să explicate ca cetățenii să știe totuși că strădanile celor care tot reprezentăm județul aici de față cu noastră, noi reprezentăm voința cetățenilor, s-a oprit în Comitetul Județean de Situații de Urgență. Nu acuz pe nimeni, asta a fost hotărârea, am respectat-o, dar în schimb n-am renunțat la acest lucru. Ca atare am solicitat Primăriei Bacău să încercăm să găsim o soluționare comună pe acest proiect. Am transmis o adresă, mi s-a răspuns,
mi s-a răspuns punctual pe ea sau extrem de succint, nu vă mai prezint, și atunci am prezentat un istoric al Spitalului Municipal Bacău, în care am prins și faptul că noi suntem într-o situație în care acum spitalul a plătit o amendă pe ISU, dar nu poate să obțină autorizația că nu sunt finalizate lucrările. Adică am expus toate problemele pe care dumneavoastră le-ați ridicat și în care ar fi trebuit la un moment dat să se regăsească într-o colaborare din punctul ăsta de vedere sau o continuare a colaborării, că eu din câte știu sunt 4 hotărâri de Consiliu, Consiliul Local, Consiliul Județean, 2 Consiliul Județean, 2 Consiliul Local, în care s-a stabilit un protocol de colaborare cu o finanțare 90-10%, acel proiect care dacă ar fi trecut era jumătate-jumătate. Știu că în acest moment s-a depus de către Primăria Bacău pe PNRR o fișă de prezentare a proiectului și pe care să se obțină finanțarea prin PNRR. În mod cert, hotărârile de Consiliul Local și Consiliul Județean sunt în vigoare, așteptăm răspunsul Primăriei Bacău în vederea finalizării acestui proiect. Eu am încercat să mai introduc încă o dată pe ordinea de zi planul de asistență medicală, dar mi-am dat seama că nu o să treacă și nu avea rost să-l introduc să mai cadă încă o dată. Demersurile Consiliului Județean sunt cunoscute, demersurile mele ca președinte a Consiliului Județean sunt cunoscute. Cred că nu poate fi decât benefic să operaționalizăm Spitalul Municipal Bacău, mai ales în această situație. Nici nu trebuia să ajungem aici după atâtea luni de când s-a tot tergiversat. Sper că am fost extrem de clar și să știți că succint, că pot să dezvolt subiectul ăsta, că m-am ocupat îndeaproape. Vă rog. Doar o mică precizare. În primul rând, mulțumim pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o și urmăresc îndeaproape subiectul. Din punctul meu de vedere, punerea proiectului Spitalului Municipal sau restului de executat mai concret pe PNRR înseamnă, de fapt, o amânare cu cel puțin 3 ani de zile, din punctul meu de vedere, la cum funcționează în momentul de față această alocare financiară din partea către Uniunea Europeană. Luați în calcul, stimați colegi și domnule președinte, faptul că PNRR-ul nici măcar nu a fost aprobat de către Comisia Europeană în momentul de față, solicitările României, o tergiversare de cel puțin 3 ani de zile. 2. Avem niște hotărâri de Consiliul Local și hotărâri de Consiliul Județean care sunt în vigoare și care ar trebui puse în executare în momentul de față. Iar inițiativa cu care ați venit dumneavoastră de o finalizare de 50% cu 50% din punct de vedere a componentei financiare este mai mult decât corect. Insist pe rândul toți colegii, dincolo de orice culoare politică, să găsim soluția de compromis împreună cu Consiliul Local Bacău pentru a trece cât mai urgent pe bugetul anului în curs la execuția acestea și scoaterea lui doar de pe PNRR. Bugetarea, și fac aici și mențiunea faptului că în momentul de față în Misteria Primăriei Municipiului Bacău s-a vândut undeva la cel puțin 10 milioane de lei, lucrări care ar putea permite continuarea sau începerea noilor etape de execuție pentru acest proiect de complementarizare. În subsidiar trebuie să discutăm în continuu de complementarizare și nu de spitalul lui X sau de spitalul lui Y. Asta este punctul meu de vedere. Pe de altă parte, vreau să luăm în calcul faptul că a existat un precedent în care două culori politice diferite au putut să finalizeze împreună, cu bun simț și de comun acord, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Bacău, în 40 de zile, 3 etaje. Suntem la etapă în care chiar am putea, dacă ar exista bunăvoință și de cealaltă parte a validării, să găsim soluția, având în vedere că și dumneavoastră prezentați soluții de compromis de foarte mult bun simț. Vă mulțumesc că o să răspund eu și o să dau ulterior cuvântul doamnei consilier județean. Propunerea pe care am făcut-o în CGSU tocmai la asta se referea, că e caracter de urgență. Și atunci treceam pe un alt protocol, exact pe modalitatea cum s-a lucrat
atunci începând de pe data de 13 martie, țin foarte bine minte. Acum e evident că hotărârile Consiliului Local și hotărârile Consiliului Județean sunt în vigoare. Există riscul că dacă noi o să cerem, să zic, din punct de vedere administrativ, să se retragă această fișă de pe PNRR, să se spună că nu există o deschidere pentru atragerea de fonduri. Un pic, ca să precizăm. Ca atare, eu cred că să vedem și rezultatul PNRR-ului. Pe de-o parte, sunt convins că într-un final înțelepciunea va fi de partea celor două entități și vom ajunge la o, nu neapărat de compromis, la o înțelegere corectă, cinstită și transparentă, că nu e un compromis să facem spitalul municipal. E o chestiune chiar extrem de urgentă și extrem de benefică pentru sănătatea băcăoană și întotdeauna o să fiu un susținător și alături de noastră, dacă mă sprijiniți, a sănătății băcăoane. Vă rog, doamna consilier județean, mulțumesc. Promit că eu mai intervenție. Nu aș vrea, dragi colegi, să vă invit la un exercițiu de imaginație și să ne aflăm în situația în care nu s-ar fi ajuns la această situație în care să putem folosi spațiul spitalului municipal în aceste condiții pe care cu toții le cunoaștem și le trăim zi cu zi. Nu este strict legat de subiectul proiectului de pe ordinea de zi de acum, dar vreau să aduc la cunoștința Consiliului Județean că la nivelul Spitalului Județean rămâne descoperită o patologie non-COVID de origine infecțioasă, ceea ce până acum era rezolvată prin secțiile de boli infecțioase adulți și copii. În momentul de față, aceste secții se ocupă de patologia strict COVID-19, dar în continuare avem meningite, avem rujeole, avem boli infecțioase care necesită asistență medicală de specialitate și care în momentul de față nu se regăsește sub nicio formă în spațiile Spitalului Județean Bacău, ceea ce nu este bine și nu este corect din niciun punct de vedere. Am vorbit cu colegii din boli infecțioase, atât copii cât și adulți, și ar fi dispuși ca prin rotație să se ocupe și de acest segment de patologie, așa cum cei de la ATI au acceptat și au făcut niște eforturi supraomenești să asigure și ATI-ul COVID, dar nu există spațiu. În spațiul de la Spitalul Sfânta Maria s-ar putea regăsi o anumită zonă în care să funcționeze patologia infecțioasă non-COVID. În momentul de față, dacă există un caz, ne rugăm de spitalele din județ dacă au locuri, dar cea mai mare înțelegere am găsit-o la Roman și la Jud. Nu este deloc bine, nici pentru personalul medical care se confruntă cu activitatea asta de a negocia patul unui bolnav, dar în special pentru pacienți, să fie transferați în alte spitale, poate cu un nivel sub nivelul Spitalului Județean Bacău. De aceea trebuie urgentate negocierile așa încât să se ajungă la o funcționalitate completă a acestui spațiu, că e păcat de investiția care s-a făcut. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna consilier Județeană, să vă prezint un singur lucru. Undeva chiar mi-ați ridicat o problemă pe care eu nu am expus-o, dar o aveam în planul de asistență medicală. Am prevăzut acolo, dacă s-ar fi aprobat, tocmai această problemă pe care dumneavoastră ați ridicat-o, pentru că n-a fost planul făcut de Ivancea. A fost un plan făcut împreună cu directori medicali, cu o parte dintre cei de la DSP și în care am prevăzut
am prevăzut un 15-20% pe fiecare secție, la nivelul întregului județ, pe unități medicale, pe fiecare patologie, să existe și un 15-20% să se trateze COVID. Adică să nu mai existe diferența COVID-non-COVID, de așa natură încât bolnavii și de COVID și non-COVID să fie repartizați uniform, să nu mai existe o presiune mare pe Spitalul Județean Bacău. Asta a fost, asta era prevăzut și în planul respectiv. Acum, văzând și dumneavoastră cam ce s-a propus, vă dați seama că pentru mine și cred că și cetățenii trebuie să știe că s-a respins, doar că se credea că este e o chestiune pur politică. Nu, era o chestiune administrativă, de politică de sănătate. Asta era politica de sănătate la nivelul județului Bacău. Regret și acum că s-a respins acest plan, poate nu eram în această situație. Poate nu eram în această situație, ținând cont de faptul că în ultima parte a planului, la capitolul 4, nu, la capitolul 5, am propus și testare gratuită pentru zonele, pentru anumite infrastructuri, să zic așa, fără de care nu se poate funcționa, în zona plecând de la poștă, ajungând până la cei care lucrează în administrația publică, în care Consiliul Județean să cumpere teste și să facă sub directa supravegherea DSP-ului. Teste rapide care știți foarte bine că sunt eficiente. Acum, eu am fost depistat printr-un test rapid și ulterior am făcut PCR-ul. Poate așa am fi reușit cât de cât să mai controlăm, nu, e greu de spus să controlăm acest virus care vedeți că nu poate fi controlat, dar măcar să limităm area de extindere a acestuia. Cam asta a fost, n-am vrut să intru chiar foarte mult în amănuntele planului de asistență medicală de la nivelul județului, dar din păcate asta a fost situația atunci, vorbim contrafactual, dar vă spun că n-am renunțat la această idee. Vă mulțumesc. Aș vrea să supun la vot ca să, dacă nu mai sunt alte intervenții, mai sunt, vă rog, doamna consilier. Noi, dacă nu mai discutăm la diverse, ca să totuși să, da, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Vă rog, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Vă mulțumesc frumos. La punctul 8 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de delegare gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate în area teritorială de competență a județului Bacău până la data de 31.12.2021. Din câte știu, s-a obținut avizul de la comisii, da? Da. Știu că au fost anumite discuții, dacă sunt, vă rog să prezentați dumneavoastră pe scurt. Vă mulțumesc. Conform dispozițiilor articolului 66 alineatul 2 din ordonanța de urgență 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, pentru prelungirea unor termeni care au completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal, a legii educației naționale numărul 1/2011, precum și a prevederilor articolului 16 alineatul 1, articolul 17 alineatul 1 litera H, articolul 21 alineatul 1 și 2 din legea numărul 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. Consiliile județene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit regulamentului numărul 1370 din 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogarea regulamentelor 1191 și 1107 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, dar
nu mai mult de 31 decembrie 2021 cu operatorii de transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării monitorului oficial al României, legii numărul 34/2020, privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. Față de cele menționate, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Județean Bacău proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane pe curse regulate în area teritorială de competență a județului Bacău până la data de 31 decembrie 2021. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost adoptat. Dacă nu sunt amendamente, vă rog, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat așa cum a fost prezentat. O abținere? Este domnul... A, da, da. Nu, nu votează, nu votează. N-a participat la vot, da. Mulțumesc. La punctul 9 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 177/2018 privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a județului Bacău pentru proiectul creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare, aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la aeroportul internațional George Enescu Bacău, cod SMIS 12-59-45. Știți, cred că l-ați văzut în comisii, dacă nu sunt amendamente și dacă sunteți de acord, l-aș supune direct la vot, tocmai pentru rapiditate, pentru celeritate, să nu avem... Dacă sunteți de acord, îl supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Moinești în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor covor bituminos și executarea acostamente pe sectorul de drum județean DG117 de la kilometrul 31 plus 735 la kilometrul 32 plus 425. Dacă nu sunt la fel în comisii, s-au obținut avizul în comisie, dacă nu sunt amendamente, aș supune la vot proiectul de hotărâre, așa cum v-a fost prezentat la mapă. Supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. Vă mulțumesc. Acest proiect a fost adoptat. La punctul 11 din ordinea de zi, privind referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții, reabilitare, strada industriilor, municipiul Onești, am să-l rog pe domnul vicepreședinte Pamfil să prezinte pe scurt. Eu am să fac o scurtă intervenție după ce dânsul prezintă acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Consiliul Județean Bacău, în ședința ordinară din data de 26 februarie 2021, prin hotărârea numărul 25, a aprobat la inițiativa președintelui Consiliului Județean Bacău schema cadru de acțiuni de business. În vederea reducerii de la plata impozitului de clădiri și scutirii de la plata impozitului de teren pentru contribuabile persoane juridice, cu scopul atragerii de investiții și a creării de noi locuri de muncă la nivelul unităților administrative teritoriale din județ, în vederea sprijinirii efective prin acțiuni concrete a mediului economic și a populației din județul Bacău. Una din unitățile administrative teritoriale cu cea mai mare grad de impactare a acestui ajutor de minimis este municipiul Onești, care poate acorda facilități investitorilor de pe fosta platformă petrochimică Mulțești.
Aceștia, în încercarea de a revitaliza industria de profil și nu numai, sunt identificați cu ușurință ca fiind potențial beneficiari ai schemei locale anterior menționate, care, în final, prin acordarea ei, contribuie la dezvoltarea locală prin creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în unitatea administrativă teritorială Onești. Cu adresa numărul 3530 din 26 februarie 2021, hotărârea numărul 25 din aceeași dată a fost comunicată municipiului Onești. În urma analizei acestei scheme, ca un prim pas în punerea în aplicare a inițiativei autorității executive de la nivelul județului Bacău, municipiul Onești și-a exprimat disponibilitatea de asociere cu județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții reabilitare strada industriilor municipiului Onești. Acest obiectiv reprezintă artera principală pe care se află fosta Caromisa, actualmente Mafco Holding, fosta Rafoisa, actualmente Roser Oil, King Complexe SA, stația de sortare deșeuri, precum și o multitudine de alte societăți comerciale de importanță economică pentru municipiul. Menționăm că strada poate funcționa parțial și ca o centură de ocolire a municipiului, fiind asigurat accesul din drumul național. Pentru realizarea obiectivului asocierii, contribuția municipiului Onești constă în finanțarea procent de 10% din valoarea lucrărilor de execuție a obiectivului, restul finanțării, respectiv 90% din valoarea lucrărilor de execuție, reprezentând cheltuieli pentru investiția de bază și cheltuieli pentru protecția mediului, respectiv cheltuieli pentru aducerea la starea inițială, cheltuieli pentru asigurarea utilităților, fiind asigurată de către Consiliul Județean Bacău. Valoarea totală va fi cea rezultată în urma aplicării procedurilor de achiziție publică pentru servicii și lucrări. Cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, stadiul Dali, proiect tehnic, vor fi suportate de județul Bacău, iar cheltuielile pentru realizarea documentației cadastrale și a obiectivului în vederea obținerii tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor necesare promovării și derulării investițiilor, precum și comisioanele taxe OTXC, rămân în sarcina municipiului. Față de cele mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești, în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții, reabilitare, strada industriilor municipiului. Vă mulțumesc, domnul vicepreședinte. Așa cum am anunțat și data trecută, referitor la adoptarea schemei de minimis, pe același lucru am mers pentru a face ca platforma Onești să funcționeze, să devină un motor de dezvoltare pentru acea zonă și nu numai, pentru întreg județul, că nu-i doar o zonă. Am rămas consecvent cu ceea ce am promis acum câteva luni. Noi am fost împreună, ne-am deplasat la fața locului și cu domnul vicepreședinte Pamfil. Cred că este o investiție care poate aduce dezvoltare, care e exact rolul Consiliului Județean de a ajuta și mediul de afaceri și sper ca pe același trend o să mai avem asemenea inițiative, nu doar acolo. Vă mulțumesc și vă rog, domnul Consilier Județean, vă rog, domnul, cum considerați, că nu cred că ați ridicat mâna amândoi în același timp și nu vreau să... Domnule președinte, dragi colegi, vreau să vă fericit pe toți din sală, cei care au votat acel proiect de ajutor pe 26, vreau să fericit și pe domnul președinte Ivacea, dar în ultimul rând și pe primarul Oneștiului, pe Laurențiu Neghină. Laurențiu Neghină, primarul Oneștiului, face un efort deosebit de mare, chiar dacă trebuie să contribui cu 10%, pentru că banii știți cum sunt puțini, iar deocamdată nu avem mai nimic la nivel de județ. Sper că Laurențiu Neghină va schimba soarta și fața orașului Onești. Vă mulțumesc! Da, și eu mulțumesc că acum... Domnul Consilier Județean, aveți cuvântul și o să intervin și eu, să dau ulterior cuvântul domnului, că aici chiar eu am fost direct vizat într-o anumită intervenție și vreau să fac o anumită precizare, totuși. Da,
Eu ar vrea să felicit și să mulțumesc inițiatorilor, ca pentru consilier de țean și totodată ca uneștean, și vreau să vă asigur de toată prețuirea uneștirilor pe toți consilierii de țean care vor vota astăzi această inițiativă. De asemenea, ați văzut și luarea de poziția primarului din Unești, care a fost corect și va fi consecvent pentru toți cei care vor avea o inițiativă legată de proiectele pentru Unești. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul consilier județean, ca o precizare apropo de poziția și mă bucur că domnul primar Neghin a revenit la sentimente mai bune în ceea ce mă privește, pentru că am fost acuzat de ipocrizie atunci când am propus schema de minimis. Sper că a făcut rectificarea necesară prin postarea pe Facebook. Suntem mânați toți de aici de bune intenții, nimic altceva, nu de a ieși într-o anumită manieră în spațiu public, ci doar pur și simplu de a arăta că se pot face lucruri bune, indiferent din ce zonă politică suntem. Contează extrem de mult ca rezultatul să se vadă în zona cetățeanului și nu în altă parte, pentru că la urma urmei pentru asta am fost aleși. Am vrut să fac această precizare, pentru că atunci când am văzut acea prima postare pe Facebook pe schema de minimis, am fost mâhnit. Noi am votat aici cu bună credință, așa cum o facem și acum. Și am anunțat de atunci că o să urmeze încă un alt proiect care o să continue politica Consiliului Județean, politica consilierilor județeni, nu doar a președintelui Consiliului Județean. Eu v-am mulțumit atunci pentru faptul că ați votat în unanimitate. Și s-a arătat că, uite, pentru un proiect care, într-adevăr, este extrem de necesar, se poate obține unanimitate fără nicio altă discuție. Și eu vă mulțumesc de asemenea. Dacă mai e vorba de o intervenție, vă rog, domnul consilier. Da, îmi cer scuze. Doamne președinte, dacă tot vorbim de parteneriate politice, cred că și parteneriatul propus de dumneavoastră în Comisia Județeană pentru situații de urgență ar trebui rediscutat, pentru că, să fim serioși, ar trebui să zicem lucrurile pe nume, tot din cauza politicii a picat. Iar Spitalul Județean trebuie să se dezvolte cu orice preț, mai ales în aceste vremuri pe care le trăim. În al doilea rând, din parteneriatul ăsta, chiar dacă Consiliul Județean vine cu 90% și Primăria Unești cu 10%, a fost de curând pe strada industriilor, am văzut de câtă nevoie este de asfaltarea acelui drum și vreau să vă felicit pe dumneavoastră și în special pe domnul vicepreședinte Panfil Gelu, pentru că știu cât s-a zbătut pentru acest proiect de hotărâre. Am luat parte la câteva discuții și la câteva întâlniri și știu că am putea să-l legăm de acel proiect de hotărâre, pentru că și-a dat toată silința ca să ducă la bun sfârșit acest proiect. Vă mulțumesc frumos și vă felicit încă o dată pentru acest. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul consilier județean Bădeanu. Da, e zile pus aici. Mă bucur că se văd de organizia acest proiect. Era o nevoie pe care o știm de ani de zile. Eu am lucrat 10 ani pe platforma industrială Borzești, așa cum se numea atunci. Și când am văzut proiectul, m-am bucurat, pentru că o problemă care trena de mult timp își începe să-și găsească rezolvarea. M-am îngrijorat când am văzut valoarea pe care o propunea administrația locală. 4.800.000 și ceva de mii de lei, fără TVA, mi-am zis o fi un covor asfaltic care se degradează într-un an de zile. Mai ales acolo se presupune că va fi un trafic greu. Activitatea industrială presupune transportul de marfă, se dorește a fi și o centură, o variantă, o ocolitoare a căii așurului, dar din discuțiile în comisie cu doamna Beneanu am înțeles că va fi o lucrare serioasă, cu creșterea capacității importante, pentru că
era un drum proiectat în anii 60, când erau alte caracteristici, alte cerințe. E bine, dar nu suficient. Pentru asigurarea condițiilor de desfășurarea afacerilor, de dezvoltarea afacerilor la Onești și de valorificare a vechii patroni industriale, care era cea mai mare din țară, așa că spre aducerea minte și a înțelege dimensiunea fenomenului, 1038 de hectare. Atât măsura platforma industrială Bolzești. 1038 de hectare înseamnă 10 km pătrați. Aproape 29.000 parte din teritoriul țării. A fost un proiect fără precedent, cel mai mare din țară. Din păcate, știți foarte bine, mai mult sau mai puțin, condiții obiective și subiective au dus la închiderea acelor mari societăți comerciale, Carun, Rafo, Uton, CET, Bolzești. De câtva timp, încet, cu timiditate, dar cu niște proiecte îndrăznețe, câțiva investitori, se valorifice acea infrastructură, infrastructură industrială deosebită, alimentare cu gaze, energie electrică, apă, canalizare industrială, tot ceea ce trebuie pentru activități economice de mare amploare. Spunea colegul Panfil, de firma MAV, la care de Rosel Green Energy, deja se numește alta, Rosel Green Energy, infinit gaz de development la CET Bolzești, sunt niște proiecte extraordinare. Ce să vă spun, la CET Bolzești se intenționează a se realiza un hub energetic de 1000 de megawatts, ceea ce nu voi nu cred că vă puteți închipui. La fel și la Răsăvârii Energii, la fel și la MAP. Deci eu să vreau să vă răspund, adică să răspund, să completez ceea ce spuneți noastră, că e ceva de precizat în ceea ce spuneți și eu chiar vreau să intervin, o să vedem. Dar nu, poate precedere. Da. Noi, încercați liberalii... Încercați să intervenți, domnul Oltean, cum este măsură să ne dea lecții despre dezvoltarea afacerilor și despre istorie? Chiar dânsul ne dă lecții. Și ședința trecută, am stat 10 minute și l-am ascultat. Iar îl ascultăm? Și eu ascult cu mare plăcere, am ascultat intervenții de spital. Haideți să revenim la ordinea de zi. Sala diversă. Haideți să revenim la ordinea de zi. Sala diversă. Intervențiile mele vor fi atât cât trebuie, cuvințele obișnuite. Trebuie să elucidăm probleme. Voi veni aici cu niște... Dacă ne cereți respect, nu treceți peste noi. Am ordine. Am descurcat în condiții ce... Nu ați întrerupt pe nimeni, domnule președinte, până acum. Nu întrerupt pe nimeni. Am spus... Are comandă, domnul consilier, ca să mă întreba. Am comandă. Îl asigur, domnul consilier, voi mea. Este face greață când vă văd. Vă rog să scoateți din sală. Vă rog să-i atrageți atenția. Am atras atenția. Nu, i-a atrageți atenția să aibă un limbaj. Haideți să ajungem la... Vă rog să vă limitați de domnul... Să rămânem într-un limbaj corect. Specialiștii noștri în economie au gândit un plan de măsuri din care voi cita numai trei, domnule președinte, din cele care cred eu că sunt în sfera atribuțiilor Consiliului Județean. Noi venim cu o idee inovatoare, aceea de definire a unei zone industriale. O zonă industrială care să fie măcinită de calea ferată Onești-Alșuri, Râul Produș și drumul județean DJ-104-14, pe care îl știm, îl avem și pe acela în reabilitare, tot pentru asociere între Consiliul Județean și Primăria Onești, dacă mi-am inteles bine. E corect. Ce noutate a trebuit să aducă această zonă industrială? Taxe și impozite minime. Pentru că acum la Onești avem cele mai mari dintre cele mai mari taxe și impozite. S-a întâmplat un fenomen pe care nu ne putem să închipui. La Carop s-au dermat clădirile pentru a nu plăti taxa de clădire. Domnul Păstru, scuze că intervin. Vedeți că trendul nostru din Consiliul Județean și de când am început acest mandat,
am cerut reduceri de taxe, am venit cu scheme de minimis și cu propuneri. Dacă o să aveți răbdare, după, eu să încerc să vă structurez, că probabil vorbim aceeași limbă referitor la platforma Onești, și asta vreau să vă anunț, că noi vineri vom fi prezenți la Onești pentru a prelua și alte propuneri din partea celor care sunt oameni de afaceri din zonă și care să presupună, pe de o parte, dezvoltarea acestei zone în trendul în care se află acum și România și Europa, decarbonizare, combustibil alternativ. Asta putem să facem. Nu putem să ne referim, oricum această industrie nu mai putea să existe indiferent de situație, pentru că noi ne transformăm într-o Europa verde. Aici suntem. Ca atare, ceea ce faceți referire noastră, ce a fost înainte, nici nu mai putea să fie, pentru că nu ne lăsa tehnologia. Pe de o parte, pe de altă parte, noi trebuie să ne adaptăm, să dezvoltăm acea zonă cu aceste noi trenduri. Și când am fost în comisia Comisarul European, Adina Vălean, s-a discutat această zonă legată de platforma Onești. Am vrut doar să vă spun că suntem în același trend. Nu asta. Ca atare să nu... N-aș vrea să ducem la o dezbatere din punctul ăsta de vedere, putem să o facem separat, dar să nu impietăm decursul ședinței. Nu avem, dar putem cu taxe și impozite să vorbiți acolo, că ați văzut în partea dreapta să ne ca o glumiță, dar acolo e majoritatea la unde. Haideți să... Deci, tocmai în această idee, pentru că facem un efort consiliu de țară, și finanțează această reabilitare, dar nu este puțin. După estimările doamnei Adereanu, va fi cam 18 milioane contribuția Consiliului Județean. Să sugerați administrației locale Oșteni să mai umple la taxe și impozite, pentru că acesta ar fi cel mai important ajutor pentru investitorii de acolo. Și nu vorbim numai de cei mari pe care vorbim. Acolo veți descoperi, dacă mergeți bine, și mulți alți investitori mai mici, dar la fel de ambițioși și la fel de eficienți. O a doua propunere care vine din programul nostru de măsuri este aceea de a include, pentru că dumneavoastră ați făcut o referire la un moment dat, o propunere către CNAI, includerea studiului de fezabilitate a autostrăzii atunci ca o soluție de acces spre și dinspre zona industrială de Onești. Este foarte important, pentru că... O să vă răspund și la dumneavoastră. Sigur că da. Iar o aceea de-a treia măsură pe care am gândit-o noi, și în care iarăși în asta aveți un rol, este includerea județului Bacău în programul operațional tranziție echitabilă 2021-2027 pentru a beneficia de finanțări dedicate proiectelor de diversificare și reconversie economică, cercetare și inovare, digitalizare, energie, mediu, ocupare forței de muncă și formare profesională. Sunt deocamdată 6 județe, lista nu este închisă, mai este timp să acționăm. Programul acest program de măsuri îl găsiți pentru cei care veți în detaliu și în toată dimensiunea lui, îl găsiți pe pagina de Facebook a organizației PDR Onești. Deci, haideți să... Eu aș vrea să, totuși, să comasăm un pic intervențiile ca să putem trece. Totuși, mai avem câteva puncte pe ordinea de zi, dar vă răspund așa, referitor, și o să las pe colegul meu, domnul vicepreședinte Panfil, să prezinte situația. Noi am propus o schemă de minimis pe care o să o propunem prin consilierii noștri în cadrul Consiliului Local Onești, care va aduce o reducere de taxe și impozite. Am spus-o de atunci. Al doilea lucru, l-am propus și în municipiul Bacău, același lucru. Este deja depusă acest cadru de schemă de minimis propus în Consiliul Local Bacău, același lucru se va întâmpla și în Consiliul Local Onești. Asta e un aspect. Al doilea aspect,
am propus în acel plan și scăderea de taxe, de a trece de la un procent la altul mult mai mic pentru dezvoltarea zonei, nu doar pentru anumiți investitori, pentru toți investitorii de pe această platformă. Deci vorbim exact aceeași limbă, nu există nicio diferență de opinie. Vreau doar să vă spun că suntem un pic înaintați din punctul ăsta de vedere. Ca atare, noi și vineri am stabilit o întâlnire cu oamenii de afaceri din zonă, am făcut o invitație pe platforma Unești, în care o să prezentăm propunerile noastre și ceea ce am făcut până acum. Că până acum am punctat fiecare aspect pe care l-am prezentat acum câteva luni de zile în fața dânșilor și la ce nivel suntem, ce mai avem de făcut ca această zonă într-adevăr să se plieze pe trendul european de a se transforma într-o zonă în care se produce combustibil alternativ. Asta vreau, vă rog, domnul consilier Dețean. Constat cu oarecare suspiciune, dacă îmi permiteți, și cred că este și îndreptățit această suspiciune, această schimbare radicală de optică a Partidului Național Liberal în ceea ce privește platforma industrială Onești. Vă rog să vă aduceți aminte că nu cu multe luni, în urmă, în campania electorală, președintele Partidului Național Liberal în Bacău propunea și venea cu un set de măsuri care viza supraimpozitarea cu 500% a platformei industriale Onești. Mă rog, în ce context, numai dumnealui, înțeles că n-a înțeles nimeni. Eu am pus-o atunci pe seama faptului că, după ani de litigii și tergiversări de tot felul, în sfârșit, mai la pensie, platforma a ajuns oarecum într-o zonă a capitalului românesc. În sensul că știți foarte bine, atâția ani s-au tot perindat tot felul de proprietari pe acolo. Într-un final, înțeleg că sunt investitori români care vor să refacă această platformă. Ori la acel moment știam că Partidul Național Liberal are alergii la capitalul românesc și mă bucur că astăzi văd o reașezare a modului în care această platformă este privită de Partidul Național Liberal. Mai multe detalii nu vă pot da, s-a putut discuta de asfaltare. Nu va fi o asfaltare, va fi o reabilitare, pentru că asfaltarea ar fi superficial, iar adresa de care vorbea domnul consilier pe care a trimis-o primăria Onești, evident nu este una fundamentată, au făcut o mare care apreciere. Acolo se va face o lucrare serioasă care să reziste zeci de ani și care să deservească toate investițiile care vor urma și, evident, dacă dă Dumnezeu să fie, să lege și să această platformă să se lege și de autostrada asta. Deci, mulțumesc. Corect. Observ. Dacă nu aveți amendament, votăm și dacă mai e ceva de discutat, haideți să ajungem la diverse și acolo mai putem să ne spunem, că și eu am dispus un punct de vedere referitor la traseul A13. Da, nu. Haideți să trecem. Dar eu vă spun ceva. Noi am divagat foarte mult de la subiect. A fost legat de subiect, legat de partea de platforma Unești, dar haideți să nu trecem această discuție unde nu-i ordinea de zi. Noi suntem pe ordinea de zi. Exact. Da. Haideți să votăm și o să vă dau cuvântul la sfârșit, domnul consilier județean. Vă rog, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, acest proiect a fost adoptat așa cum a fost prezentat. Vă mulțumesc frumos. La punctul 12 din ordinea de zi, la punctul 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind, se prezintă referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre de trecere, solicitarea trecerii unui imobil situat în municipiul Onești, având număr cadastral 64303C2U2 din domeniul public al municipiului Onești, în domeniul public al județului Bacău.
Noi intenționam am să prezint eu pe scurt acest proiect. Știu că a obținut, imediat o să vă dau cuvântul, doar să prezint. Intenționăm să facem acolo un birou care să vină în sprijinul celor din zonă, să facem un birou al Consiliului Județean, un birou care să fie mai aproape de Valea Trotușului, de Onești, de Târgu Ocna, de toată zona de acolo, în așa fel ca cetățenii să se îndrepte către acel birou și noi să fim mai aproape de dânsii. Solicitarea pleacă de la Consiliul Județean, dacă veți fi de acord, se va adopta această hotărâre care va fi transmisă către Consiliul Local Onești în vederea aprobării. Noi suntem cei care solicităm acel spațiu. Din punct de vedere, nu știu, eu știu că în comisie s-a obținut favorabilitatea, avem aviz favorabil. Dacă sunt intervenții la acest punct, vă rog. Vă rog, a ridicat domnul Menite de spate, a ridicat în interna. Dar eu voi fi foarte scurt, ca să nu reprezint timpul celor mai scoleci. Aș vrea să scot în evidență următorul lucru, că primarul la Orențiu de Ghină este preocupat, se preocupă de cetățenii Orențiului, iar acel aviz îl veți avea. La fel vă felicit și pe dumneavoastră Consiliul Județean că vă duceți și înființați acolo așa ceva, ca oamenii să nu mai vină la Bacău pentru a-ți rezolva problemele. Încă o dată felicitări pentru Consiliul Județean și la Orențiul de Ghină. Venim aici în Club Pro România cu o rugăminte și cu o solicitare care se poate fi transpusă de către dumneavoastră și de către executiv în FAP. Am solicitat un birou pus la dispoziție pentru audiențele pe care se le poate ține consiliere județeni în relația cu cetățenii, unde consider executivul și de considerat dumneavoastră un spațiu propice în acest sens. Este o stare de normalitate acest birou de audiențe, este o practică care trebuie până la urmă înțelenită și aici în cadrul nostru. Pe de altă parte, ca și scris de drum, vă rog să-mi permiteți, domnule vicepreședinte, să vă întreb dacă noastră veți sta de acum la Onești și veți lucra sau... Vă răspund. Da, doamna, consilierul de țară, vă rog. Bună ziua, stimați colegi. Așa cum știți cu toții, lăudare de inițiativa, dar aș vrea, domnule președinte, să aveți în calcul deschiderea unui astfel de birou. De ce nu la Podul Turcului să faceți o solicitare? De ce nu zona de la Ghimeș până la Comănești? Pentru că dacă luăm în calcul, cetățenii din zona Oneștiului care trebuie să ajungă la Bacău au de parcurs 50 de kilometri, iar cei de la Ghimeș peste 80 de kilometri. Pe viitor, atunci când o să vă permită timpul, vă asigur că în Ghimeș am fost personal și veți găsi o clădire și sunt convinsă că și cetățenii de pe Valea Muntelui au de transmis proiecte și au de venit la întâlnirea cu noi consilierii județeni. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc că aveți ținut propunerea. Vă rog, domnul, aveți microfonul în spatele doamnei. Dacă la punctul precedent, la proiectul precedent, era să-i felicitam pentru că dovedeați inițiativă în sprijinirea și găsirea de soluții pentru desfășurarea afacerilor, aici trebuie să constat că suntem în contrasens cu tendința generală la Bihor, creștând de construit de Țean Bolojan, a redus personalul cu 50% și cheltuielile de personal cu 33 milioane. Noi le încărcăm acum. Eu nu zic că nu ar fi
Acolo probabil să fie un secretariat, vor fi unul, doi angajați. Nu? Dacă îmi permiteți, vă las în casă. În momentul ăsta, când lumea nu se va angaja niciun om în plus față de ce este pe schemă. Când lumea merge către digitalizare, către informatizare, când serviciile sunt la un pic distanță, noi ne mutăm cu biroul. Eu aș zice că este o manevră de politicianist pentru a crea acolo o platformă cuiva pentru viitoarea legea. Vă mulțumesc, domnul consilier. Dați-mi voie să intervin eu, că nu... Sunt două chestiuni diferite. O chestiune legată de digitalizare, în care noi lucrăm deja, avem două proiecte în implementare, ce se referă la digitalizare și la apropierea față, dar asta nu înseamnă neapărat apropierea față de cetățean. Pentru că nu cred că toți cetățenii județului Bacău vor putea opera într-o manieră în care să aibă acces la platformă atât timp cât noi ca și județi nu suntem dezvoltați din punctul ăsta de vedere. Eu mă refer la cetățeanul simplu care vine și depune o petiție. Noi avem în vedere și partea de digitalizare care am prezentat-o pe larg pe pagina mea de Facebook și se poate vedea că am transmis acolo un chestionar de în care fiecare cetățean să-și pună părerea referitor la digitalizare și la modul de dezvoltare a județului Bacău. Asta este un aspect. Al doilea aspect, dacă vă referiți la faptul că se deschide un birou pentru a mări cheltuielile, vă contrazic. Noi, după adoptarea proiectului de buget, o să avem în vedere o eficientizare a cheltuielilor. Asta nu înseamnă că biroul respectiv va avea posturi în plus față de ce este prevăzut acum. Asta este punctul de vedere a Consiliului Județean și a președintelui Consiliului Județean. Nu înseamnă o cheltuială în plus. Singurul lucru care se va face acolo, se va face o reparație curentă care va duce la o igienizare a zonei și fie un spațiu civilizat. Nu cred că deschiderea unui birou la Onești înseamnă ceva rău pentru cetățean. Din contră, decât să se deplaseze la Bacău, se duce la Onești, unde va funcționa un birou în care evident că va răspunde domnul vicepreședinte Pamfil și care va aduce solicitările către Consiliul Județean fără să se mai deplaseze cetățean. Asta este rostul acestui birou. Vă rog, domnul vicepreședinte, eu sper că am fost clar în ce am spus. Da, a apărut această discuție în spațiul public cu biroul suplimentare și cu angajările și înțeleg cu oamenii care au ridicat această problemă, dar mă bucur că s-a ajuns aici și să explic că, de fapt, cabinetul vicepreședintelui are doi angajați. Acești doi angajați care sunt dintotdeauna în cabinetul vicepreședintelui, domnul Olteanu, sunt convins că știe că noi la prima aventură de consilier știe că biroul vicepreședinte are doi angajați care își vor desfășura activitatea. Iar ceea ce privește modul în care eu voi desfășura activitatea, apropo de glumița domnului Necura, o să mă împac între Onești și Bacău, evident, în măsura solicitărilor și obiectivității care... Da. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte intervenții, eu o să vă supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Haideți să numărăm, că totuși nu... Vă rog să numărați cât suntem. 40.000 de locuri. Da. Da. Fiecare are voința, cum își manifestă voința prin vot, dacă dânșii nu votează. Am centralizat? 28 de voturi pentru, da? Vă rog, cum consemnați? Împotriva? Voturi împotriva?
Două. Trei sau două? Da, Cristea, domnul Olteanu și sus, domnul. Se abține cineva? Ne este, da? Da, mulțumesc. Deci, haideți să recapitulăm. Deci, câte, vă rog, doamna secretar, vă rog să-mi spuneți câte voturi au fost pentru, câte voturi au fost împotrivă și câți consilieri județeni s-au abținut la acest vot. Domnule președinte, 28 de voturi pentru, cu siguranță. La abținere au fost mai mulți, 3, doamna Cristea, la abținere 3 cu 3 împotrivă și abținere 5. Cu precizarea că acest deziderat a fost asumat de noi, vă rog să mă iertați, în campania electorală și spre deosebire de alte partide, noi nu avem un program de campanie electorală, ci unul de guvernare. Noi facem ce zicem și zicem ce că facem. Da. Vă mulțumesc mult! Da, domnul consilier județean, vă dau voi, sigur. Am văzut că se explică votul. Eu am votat împotrivă. Și să știți că ce am votat astăzi, am votat de fapt contra curentului, cum a spus domnul consilier județean Olteanu. Internetul ne-a schimbat viața. Oamenii văd altfel lucruri. Apropierea aia de care spuneți dumneavoastră, să știți că astăzi nu mai este valoare. Ați votat cu motivație, că când vorbim de motivație, să știți că putem motiva orice. Ați votat ceva contra curentului. Eu vă mulțumesc. Îmi cer scuze că intervin și eu, că totuși nu pot să las lucrurile așa, să spunem că deschiderea unui birou care are o anumită zonă de intervenție acolo, o anumită accesabilitate, se referă la accesabilitatea cetățeanului. Dacă dumneavoastră credeți că la nivelul județului Bacău e atât de accesibil internetul încât să transmită. Oricum, noi vom merge în paralel cu acest sistem de dezvoltare. Haideți că o să ducem discuția în continuare. Știu susținerea noastră. Eu vă garantez că Consiliul Județean va digitaliza județul. Dar nu, asta nu înseamnă că deschiderea unui birou împiedică acest lucru. Domnul Pena, vreau să vă spun că deși am votat împotriva curentului, înțeleg, eu veniți de la București, acolo aerul este altfel radiat, sunt foarte, foarte mulți cetățeni. Majoritatea cetățenilor din județul Bacău nu au acces la această digitalizare, deocamdată. Într-adevăr, aveți dreptate, acesta este trendul. Dar nu putem să ne gândim exact la școală, exact ca și la școală. Noi, și dumneavoastră, aveți certitudinea cu toții de fac școală mai în locul. La fel și cu cetățenii privind digitalizarea. Cum vedeți, nu se descurcă nici noi. Care aminte să mai e? Deci acesta este obiectiv. Domnul președinte, vă rog, domnul vicepreședinte. Da, eu foarte scurtă. Regret că oamenii cu experiență, cu părală, n-au înțeles că acest birou nu ia lui Gelu Pamfil, nu ia lui Scripus, nu ia unei persoane. Ia Consiliul Județean și de opotrivă puteți spune a voastră acolo să mergeți, să vă faceți un program de audiență, să luați legătura cu oamenii din zonă. Și cu asta basta. Mulțumesc. Domnul consilier și după aia domnul consilier. Da, ca să dau o ordine. Domnule președinte, eu vă propun, date fiind cele spuse și intervenția domnului Scriper, să la birou de la polul grupului să fie delegat domnul vicepreședinte Scriper. Însă se pare că avem doi ioneșteni aici, unde care nu au votat împotriva acestui proiect de hotărâre, un birou care
să servească unui oraș cu peste 40.000 de locuitori. Eu vă felicit pentru acest lucru. Domnule Panfil, vă doresc succes în coordonarea acestui birou și haideți să ne apucăm de treabă, să nu mai facem politică aici. Mulțumesc frumos! Aș vrea să... Da, haideți că totuși să ne înscriem într-o anumită ordine la... Vă rog, domnul consilier. Dacă se poate să o... Am stat pe un spot și am asistat la discuții. Clar că Bureștiu se conturează ca un centru de greutate, dar ce n-am înțeles din toată expunerea este dacă acest birou are doar rol de reprezentare sau acolo unde se vor desfășura și niște proceduri administrative. Se oferă servicii administrative, că să aibă o registratură, se pot înregistra documente, se pot elibera, sau doar un centru de... V-ați răspuns singur la întrebare. V-ați răspuns singur la întrebare. În mod evident, nu deschidem un birou ca să ne întâlnim la o cafea. Va avea activitate administrativă. Asta înseamnă un sediu la Consiliul Județean, cu registratură, cu... Preluare de documente. Preluare de documente. La asta se referă. Poate, apropo, să răspund la digitalizare. Poate nu fiecare cetățean are un scanner să îmi trimită planul de urbanism. Așa că nu se mai deplasează la Bacău, se rămâne la Onești și îmi transmite către Consiliul Județean Bacău. Asta. Am precizat atunci. Doamna consilier județean Anca Ecatenin. Eu vreau doar să nu întăresc necesitatea acestui birou, pentru că dacă la școală are căuți buciul, dar 7-8% dintre elevi intră în online, vă dați seama că părinților nici nu știu ce înseamnă digitalizarea, dar apoi să aprezeze. Deci, la doi pași de Onești, vorbim despre lipsa lucrului online de către elevi, părinților sunt din aceeași arie socială și educațională, culturală. Vă mulțumesc, domnul consilier Rățean. Dacă nu mai sunt alte intervenții, o să trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre pentru avizarea planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău. Vă rog pe scurt, doamna secretar general, că... Planul anual de acțiune se elaborează în conformitate cu articolul 3, alineatul 2, litera B, din anexa numărul 2 la hotărârea Guvernului 797/2017, de către Direcția de Asistență Socială, ființată sub ordinea Consiliului Local al Municipiului și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare. În urma adresei înaintate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, din data de 1 martie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a întocmit raportul de specialitate numărul 31.533 din 16 martie 2021 pentru planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău. Astfel cum rezultă din raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău este elaborat în linie și în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale. Componenta 1 a documentului urmează modelul cadru al planului de acțiune privind serviciile sociale, aprobat prin ordinul numărul 1086 din 2018. Se va avea în vedere completarea și revizuirea documentului cu recomandările menționate în raportul de specialitate. În a doua componentă a planului de acțiune analizat, s-au identificat obiectivele generale, obiectivele specifice și măsurile în corespondență cu strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, având la bază nevoile grupurilor vulnerabile, specificul comunității, resursele disponibile, ținând cont de faptul că autoritatea administrației publice locale și furnizorii publici de servicii sociale care își desfășoară activitatea în principiul Bacău au obligația de a organiza și acorda servicii sociale, precum și de a planifica dezvoltarea acestora numai în funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost-beneficiu. Față de cele prezentate, supuneți de aprobare și analiză proiectul de hotărâre pentru avizarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău.
Vă mulțumesc. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Trec la următorul. La punctul 14 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 172 pe 2020 privind exproprierea unor imobile, terenuri, proprietate private situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional George Enescu Bacău, zona de protecție sistem ILS de categorie 1 pe direcția 16. Aș prezentați pe scurt, foarte pe scurt acest proiect, că știu că nu au fost probleme în comisii. În hotărârea 172 din 13.10.2020, Consiliul Județean Bacău a aprobat exproprierea unor imobili terenuri, ulterior prin hotărârea 23 din 26.02.2021, aceeași autoritate publică județeană a aprobat modificarea și completarea anexei numărul 2 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, inițială numărul 92 pe 2020, privind declanșarea procedurilor de expropiere a unor imobili terenuri private, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional George Enescu Bacău, zona de protecție sistem ILS de categoria 2 pe direcția 14, modificările ulterioare. Potrivit dispozițiilor articolului 34 din legea 255 pe 2010, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a rectificării anexei la hotărârea Consiliului Județean privind declanșarea procedurii de expropiere, expropriatorul va rectifica hotărârea de expropiere și va reconsemna sumele de bani cu titlul de despăgubiri conform hotărârii Consiliului Județean rectificat. Având în vedere faptul că sumele aferente despăgubirilor individuale au fost deja consemnate potrivit dispozitului articolului 9 alineatul 4 din legea 255 pe 2010, cu modificările și completările ulterioare, transferul dreptului de proprietate asupra imobilului din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău operează de drept la data emiterii actului administrativ de expropiere de către expropriator. Față de cele expuse, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 172 pe 2020. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt amendamente la propunerea, vă rog să supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Acest proiect a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 15 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Monument Istoric Casino, situat în orașul Slănic, Moldova, strada Vasile Alexandrie, numărul 3, județul Bacău. Ca să mai scurtez din această prezentare, noi nu ne am propus în acest referat neexercitarea dreptului de preemțiune. E o cheltuială suplimentară și nu cred că aduce o dezvoltare pentru județul Bacău. Dacă nu sunt alte intervenții, aș... Vă rog, domnul Olteanu, vreți să cumpărăm cazinou? Vă rog. Cei care au fost și mandatele trecute știu că liberalii au votat întotdeauna împotriva acestei decizii de neexercitare de pretenție. Noi totdeauna am cerut ca monumentele istorice de puțin decât avem, să zic că nu suntem un județ foarte bogat în monumente istorice, să luptăm pentru prezervarea, pentru salvgardarea. Dar am făcut o excepție atunci când a fost vorba de Palatul Chica de la Comunești, pentru că știam că acolo primarul nostru are intenția de a achiziționa și a valorifica, a reabilita și a pune în valoare. Așa vom face și astăzi, pentru că primarul de la Stăbic vrea să-l achiziționeze, vrea să-l reabiliteze și aici aș veni cu propunerea ca măcar în efortul de reabilitare, pentru că nu va fi pentru o comunitate care este totuși mică acum,
să venim cu o asociere, să venim cu un parteneriat prin care să sprijinim. Aceste monumente istorice ne salvează pe noi. Ne ajută să nu uităm trecutul și constituie și atracții turistice. Mulțumesc, doamne președinte. Vă mulțumesc că am reținut intervenția noastră și punctul de vedere. Aș supune la vot acest proiect de hotărâre, așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Două voturi abținere. Voturi împotrivă. Vă mulțumesc. La punctul 16 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind încadrarea în categoria funcțională a drumului de interes județean a drumului comunal DC-155 de la kilometru 0 la kilometru 6+800 situat pe raza administrativă teritorială a Comunei Helegiu și a Comunei Livezi, precum și trecerea acestuia din domeniul public al Comunei Helegiu și din domeniul public al Comunei Livezi în domeniul public al județului Bacău. Vă rog să prezentați referatul de aprobare. Mulțumesc! Drumul comunal 155 are o lungime de 4,6 km pe raza teritorială administrativă a Comunei Livezi și o lungime de 2,2 km pe raza teritorială administrativă a Comunei Helegiu. Din analiza perspectivelor de dezvoltare a localităților rurale, rezultă că factorul principal de coeziune între localități este reprezentat de relațiile de producție, muncă, aprovizionare, administrare, servire, dotare, turism, etc., factor aflat în strânsă legătură cu rețeaua rutieră de pe teritoriile administrative respective. Propunerea de clasare a drumului comunal DC-155 este justificată din punct de vedere social și economic, deoarece în ultimii ani se înregistrează o tendință de dezvoltare a zonei, iar în acest drum se realizează accesul neîngrădit al locuitorilor din zona respectivă la nodurile rutiere care fac legătura cu obiectivele de importanță strategică ale județului Bacău, fiind totodată și singurul drum de acces către municipiul Omești pentru locuitorii din localitățile Albele și Poiana. În vederea asigurării funcționării în condiții de siguranță rutieră, este impetuoasă realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului comunal DC-155, astfel încât drumul afectat să prezinte o stare de viabilitate corespunzătoare necesară în circulație rutiere. O importanță deosebită o are și capacitatea portantă a sistemului rutier care, odată cu creșterea numărului de autovehicule de diferite dimensiuni și mase, impune o anumită structură rutieră astfel încât să fie asigurată în mod corespunzător starea de viabilitate a drumului. Solicitarea pentru clasarea drumului comunal este formulată în vederea unei administrări eficiente în scopul accesului neîngrădit al locuitorilor din zonă la drumul care asigură legătura între ședințele de comună, precum și între acestea și orașe și municipii, dar și la nodurile rutiere care fac legătura cu obiectivele de importanță strategică ale județului Bacău. Față de cele prezentate, supuneți la aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a drumului comunal DC-155, situat pe raza administrativă teritorială a Comunei Helegiu și a Comunei Livezi, precum și trecerea acestuia din domeniul public al Comunei Helegiu și din domeniul public al Comunei Vă mulțumesc, domnul secretar general. Supun la vot, dacă nu sunt amendamente, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. În unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. La punctul 17 de pe ordinea de zi se prezintă informarea privind stadiul realizării principalelor obiective la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău în anul 2020. O să-l rog pe domnul consilier județean să stea jos, că știu că are o problemă de sănătate, și să-l prezentați de jos, că... Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi și stimați invitați. Având în vedere prevederile legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, publicată cu modificările și completări ulterioare, și ale regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 787/2002, în baza informării anuale a Inspectoratului de Poliție Județean,
referitor la măsurile întreprinse pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică elaborează un raport anual asupra eficienței activității poliției care va fi prezentată în ședința Consiliului Județean. Având în vedere cele expuse, permiteți dumneavoastră, voi da citire acestui raport. La mine, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Bacău. Raportul care a fost la mapă, acum el are un număr de o pagini, dacă e necesar să prezint integral sau nu să... Vă credem pe cuvânt. Am avut materialul. Noi nu se supune la vot. Nu, eu... Este doar o informare, dacă doriți amănunte față de ceea ce s-a prezentat, domnul consilier județean, în mod delegat, a explicat. Ca să nu citim 8 pagini, l-ați avut la mapă, știți despre ce este vorba, dacă aveți întrebări sau solicitări din punctul ăsta de vedere, vă rog să interveniți. Dacă nu, mai sunt intervenții pe acest document? Domnul consilier județean? Nu, sunt atât, doar vreau să mă interesez că în vederea întăririi climatului de siguranță și securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Bacău recomandă noi conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău să continue măsurile întreprinse în anul anterior pentru abordarea activă, coerentă și concertată în vederea construirii unui sistem eficient de ordine publică orientat către nevoile cetățenilor în care oamenii și comunitățile să se simtă mereu în siguranță. Da. Și totodată vreau să spun, am luat și solicitarea domnului consilier județean Valerian Vreme, care astăzi în ședința a tot o voi prezenta structurilor de Forța de Județe, pentru că venim cu o informare la prima ședință de la Consiliul Județean. Vă mulțumesc! Deci vreau să fac următoarea precizare, tot astăzi, asta e la diverse, mulțumesc domnul consilier județean, tot s-a făcut o solicitare, nu, hai spune, te rog, că știu că ai mai ridicat mâna. Nu am vorbit la punctul 12, pentru că era și așa, deja ne-am întins pe acel punct. Vreau să atrag atenția la domnului Olteanu la un mic aspect. Țin foarte bine minte din mandatul trecut de consilier, cum tot ne certați la multe din ședințe să facem presiune asupra guvernului pentru anumite lucrări, gen podul de la Onești, gen drumul Bacău Onești, care totuși până acum s-au finalizat cu succes și beneficiază oneștenii și între județul de aceste investiții. Ați făcut mențiunea de A13 la un moment dat, la punctul 2 din expunerea dumneavoastră, unde spuneați de ieșirea de pe autostradă către platforma industrială. Ceea ce n-am văzut pe site-ul PNL Bacău, n-am văzut susținerea clară aceste autostrăzi A13. Sau vă e frică cumva de fluturi sau de chirica de la Iași, sau să ne explicați puțin de ce nu vă asumați această susținere A13, care mai ales trece și prin Onești, de care sunteți atașat atât de mult dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule. Vă dați vă de ei, mulțumesc. Am două precizări de făcut la sfârșit și mă bucur că domnul consilier județean a ridicat problema legată de A13, că uitasem să dau o replică din punctul ăsta de vedere referitor la faptul că traseul poate fi stabilit într-un fel sau altul să treacă pe lângă o platformă sau prin alte zone. Nu noi decidem pe unde să treacă această autostradă. Sunt trei variante, au fost trei variante propuse, nu șase, trei variante propuse, Nair, proiectant, și noi, ca și Consiliul Județean, prin aparatul de specialitate, am adunat toate datele de la unitățile avizatoare, de la primării, de la OAT-uri care traversează pe raza localităților, în așa fel încât să se realizeze cât mai ușor și cu costuri minime. Au fost trecute anumite criterii. Din alt punct de vedere, să știți că s-a răspuns rapid la solicitările CNAIR. Noi am avut o solicitare cu două zile înainte, s-a răspuns rapid a doua sau a treia zi, s-a răspuns pe traseele care au fost agreate și de UAT-uri și de
unitățile avizatoare și deținătoare de infrastructură. Acolo sunt niște calcule economice în care nu stabilim noi cum și cum să mutăm trecerea sau traseul autostrăzii. Asta am vrut să precizez. Vreau să mai precizez, pentru că a ieșit în spațiul public domn senator din județul Bacău, care mi-a solicitat să pun garduri la Consiliul, la Spitalul Județean, ca să nu mai intre protestatare. Acum eu o să răspund lămuritor, ca să ieșim din zona populismului deșanțat. La unde s-a intrat în Spitalul Județean, la Spitalul Județean, de fapt în fața Spitalului Municipal, este o parcare care e de utilitate publică. Parcarea de utilitate publică, și eu înainte de a face intervenția domnului senator, am avut o discuție cu dânsul în care am explicat că nu putem să punem garduri în parcare ca să nu intre protestatarii. Cred că mai bine solicităm din același arc guvernamental, solicităm să se respecte ordinea publică. Se pot pune garduri de către jandari care să direcționeze pe protestatari, să nu ajungem în zona spitalului, decât să cerem să ia măsuri Consiliul Județean de ordine publică. Noi nu suntem aici să luăm măsuri de ordine publică. Noi suntem aici să facem propuneri de dezvoltare a județului. Sunt alții care se ocupă de ordinea publică și care trebuie să aibă grijă să nu se intre în spațiile destinate sănătății băcăuanilor. Am vrut să precizez acest lucru pentru că, totuși, deși l-am lămurit pe domnul senator cu acest aspect, a ieșit în spațiu public și a precizat acest lucru, cere președintelui Consiliului Județean să construiască un gard ca să nu mai ajungă protestatari acolo. E bun. Gândiți-vă, știți foarte bine că acea zonă a fost expropiată pe această utilitate publică. Fiind zonă de utilitate publică, cum pot să vin eu să amplasez un gard? Am vrut să fac doar această precizare. Dacă nu mai sunt alte intervenții, eu vă doresc... Da, vă rog, domnul consilier județean. Da? Da. Acum am terminat cu ordinea de zi. Putem să... Pentru că se spunea de Partidul Național Liberal ca și împotriva capitalului autohton. Domnule Gardă Pactului, stimatul Codic Pactului, suntem singurul partid care a avut, este recunoscut pentru sloganul lui, prin noi înșine, desena prin capitalul românesc. Și așa a fost întotdeauna. Alții, de culoare mai roșie, aveau visuri internaționaliste. Știți ce era internațional comunist? Doar slogan ați rămas. Da? Aia, e diferent de slogan și practic, aici e problema. Referitor la acea impozitare cu 5%, ea era țintită pentru cei care nu valorificau imobilele. Și prin această formulă, Bolojan la Oradea a reușit să facă din Oradea cel mai frumos oraș din țară în timpul ăsta. Pentru că i-a determinat pe cei care țineau imobilele în degradare, în neadaptare la înfrumusețare, i-a determinat să fie activi. O să intervin eu, dacă nu vă supărați, chiar cunosc bine subiectul, că referitor la impozitarea de 500%, toți suntem la diverse, dar totuși să nu rămână lucrurile nesubliniate. Am două chestiuni. Una pentru a 13, o să vă propun dumneavoastră, care sunteți în arcul guvernamental, să adoptați un memoriu care să-l depuneți la, atât la Ministerul Transporturilor, cât și la Ministerul... Numai un pic, domnul. Deci să depuneți un memoriu atât la Ministerul Transporturilor, cât și la Ministerul Fondurilor Europene pentru finanțarea autostrăzii A13, în care dumneavoastră, ținând cont că faceți parte din arcul guvernamental, puteți decide ca această autostradă să fie finanțată în execuția ei, într-un fel sau altul.
Deci asta cred că o lansez ca și provocare pentru noastră, dacă toți susținem a 13, haideți să susținem cu toții. Asta e un aspect. Al doilea aspect legat de impozitarea pe 500 la 100 se referea efectiv la platforma Onești. Dacă dăm în urmă registrarea, o să vedeți că nu era vorba de imobile, ci era vorba de faptul că acolo sunt deținători de terenuri care pentru a se transforma, care nu activează sau nu activau, dar pentru a se transforma într-o zonă de dezvoltare se pune 500% ca ulterior să se cumpere de către Consiliul Județean pentru că se aducă în zona pe cei care sunt acolo să le vândă terenurile ca să se facă un parc industrial. Asta e pentru corectitudinea. Dar n-am spus că... Dar președinte, eu tot insist asupra punctului de vedere din familia 13. Colegul m-a ridicat o întrebare, că eram vrea și... Da, vă rog, domnul... Mai spuneți o dată, domnul Cucerescu, ca să... Da, așteptam și eu un răspuns din partea mea, domnul Teanu. Susține PNL de Bacău la 13 sau... Sau susține PSN, colorate de la... Domnul Cucerescu, v-am spus, căutați pagina de internet a PNL de Unești, din pagina de Facebook și veți vedea acolo că menționăm a 13 și ca măsură pentru revitalizarea platformei, asigurarea unui acces facil între zona industrială și autostrada a 13. Asta înseamnă că o susținem și credem în ea. Mai mult de atât, domnule președinte, n-am spus că ducem autostrada prin internet. Autostrada o va duce proiectantul și decidenții din minister. Dar noi spunem că acolo unde va fi ea, să fie asigurat accesul de la zona industrială către această autostradă. Apropo, una din variante este Onești-Gura Văie-Năcăciuni, ceea ce înseamnă că trece foarte aproape la gândul tangent cu zona industrială. Știți că Onești-Gura Văie-Năcăciuni? Mai e o porțiune de făcut. În asta și rest se finalizat. E un din autostradă, e unul din casele. Și asta înseamnă că este tangent a fost cu zona industrială. Sunteți mulțumit, domnul Cucerescu. Vă rog, susținem. Foarte bine. Județeană, vă puneam zice, județeni nu au Oneștiului. Dumneavoastră reprezentați PNL, Bacău, zice Bacău. Domnul Bacău, totuși știu că așa cum ne-am gândit PNL-ul, cred că și acolo, la Onești, avem două pagini de Facebook. Uitați, verificați, vă apărând cu una pentru campanie și una pentru... E un partid cu două. Da. Da. Doi. Acolo nu mai sunt... Doi. 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 Doi